Salutări tuturor, bine v-am găsit la GSP Live. O să discutăm în această dimineață puțin despre fotbal, deși este săptămâna cu Europa, cu meciul de Conference League dintre FCSB și Anderlecht. O să discutăm în dimineața asta mai mult despre un sport care în ultima perioadă este ignorat, tot mai ignorat. Un sport care însă la un moment dat făcea sau avea performanțe la nivel de echipă, ok, nu la nivelul handbalului, care a oferit românilor super multe satisfacții cu titluri de campion mondial, însă poloul nu era departe în spate. Poloul la un moment dat ducea echipa națională a României pe locul 4 la Montreal, la Jocurile Olimpice de la Montreal, și doar jocurile de culise au împiedicat România să obțină atunci o medalie la Jocurile Olimpice, acele Jocuri Olimpice devenite faimoase pentru performanța Nadiei Comăneci. O să discutăm în această dimineață despre vremurile de glorie ale poloului românesc, pentru că invitatul nostru este unul dintre cei mai mari jucători de polo din istoria României, capitan de echipă de la copii până la seniori, apoi selecționer al României, antrenor cu Dinamo, multe, multe titluri de campion, nu am numărul lor, și ca jucător, apoi și ca antrenor la Dinamo. Domnul Dinu Popescu este în această dimineață alături de noi în studio. Acum o lună l-am avut pe un alt component al echipei de aur a României din anii 70, Ilie Slăvei, aici în studio. Bună dimineața, domnule Popescu. Bună dimineața. Ce faceți? Cu voia lui Dumnezeu suntem bine și vă mulțumim că vă ocupați de ramura noastră de sport, care a intrat la apă, cu alte cuvinte, pentru că datorită faptului că echipele de club și-au scăzut foarte mult randamentul față de echipa națională, nu mai dau jucători, da. Și asta din diferite motive pe care noi, cei care am făcut polo, le știm. De exemplu, la Dinamo, unde avem bazin descoperit, bazin acoperit, nu se mai întâmplă nimic. A devenit... Și am văzut că Dinamo n-a mai câștigat un titlu de campion. N-a mai câștigat un titlu, dar nu mai are echipă. Deși este cea mai titrată echipă din polo românesc. Deși este cea mai titrată echipă și nota bene, polo este sport olimpic. Da. Polo este sport olimpic, dar noi nu avem un om capabil ca să bată pentru echipele de polo și pentru echipa națională. Înainte de a începe și de a discuta concret despre polo și despre problemele din polo, dar și despre amintirile dumneavoastră, pentru că chiar aș vrea să ne povestiți în dimineața asta pentru că l-am auzit pe domnul Slăvei povestind aici, am stat 2 ore cu domnul Slăvei, l-a povestit și o oră după emisiune. Ne-a povestit foarte multe lucruri. Vreau însă să vă citesc ceva dintr-un editorial scris de Cornel Dinu, fostul mare fotbalist Cornel Dinu. Procurorul. Exact, o gloria lui Dinamo, care scria așa. Era un spirit pe vremea, în anii 70, era un spirit al dinamoviștilor creat în club. Galerii micuțe, dar inimoase și decente. Pe la prânz, după antrenamentele de dimineață, se umpleau într-o frăție de cruce, la o berică, toate cârciumile de pe Ștefan cel Mare, și eram cu toții. Edi Derzei, Gelu, Smerecinski, coleg de cameră cu mine, Vili Schreiber, Cornel Oros, Mar Volebaliș, basketbaliștii Puiu Albu, Radu Diaconescu, Gică Novac, rugbiștii Nicu Baciu, Gică Dărăban, Mircea Paraschiv, poloiștii Tolea Grințescu, Fane Croner, Adrian Năstăsiu, Dinu Popescu, Lolo Zanfirescu, Dan Fischer, handbaliștii Cornel Peniu, Ioan Mozăr, Costache, Nicu Mureșan, Ghiță Licu, mai semnau condica cicliștii Nicu Ciumeti, Gabriel Moiceanu. Deci asta era spiritul lui Dinamo. Vreau să vă întreb, înainte de a vă întoarce în timp, ce ziceți de ce se întâmplă dincolo și de polo? Ați văzut că și echipa de fotbal lui Dinamo a retrogradat în Liga a doua, o chestie nemai întâmplată, nemai auzită, nemai... Bănuiesc că vă uitați un pic și la fotbal. Mă uit, spiritul lui Dinamo încă există la mine. Da. Știți ce se întâmplă? Dacă vă povestesc ce spirit aveam noi, așa,
Și ce se întâmplă acum, diferență foarte mare. Adică eu eram poloist și eram prieten tovarăș cu Augustin, cu Florise Gărceanu. Spaimasticălul de vin. De ce îi se spunea spaimasticălul? Dacă vă povestesc... Povestiți-ne de ce îi se spune. Dacă vă povestesc, sunt foarte multe. De spus, Oneață Augustin, un om excepțional și ca sportiv și ca tărie și de caracter și de vână. Știți? Spuneți-ne una cu el în dimineața asta, așa, dacă tot... Haideți să vă spun. Eram într-o seară la mine, stăteam foarte aproape de barul Melodii și... Să le spunem oamenilor, era cumva centrul distracției din București centrul pe vremea... Sigur, nu singur, dar puține erau și asta era miezul. Miezul, balerine, da. Povestea Cornedinu, șampanie. Șampanie și Nea Viorel Păunescu, care era un mare stelist, da. Un om de excepție. Și au venit la mine acasă Augustin, Florinse Gărceanu. Așa, tenismenul. Și am vrut să-i facem necazul Nea Viorel Păunescu. Și am luat o găleată cu vin, da. Roșie și cu capacul alb. Așa. Roșu și alb, culorile lui Dinamo. Așa. Și cu un polonic și ne-am dus la Melodii. Așa. Cu și am pus-o pe masă, găleata de vin. Da. Și a venit Nea Viorel să o uita la noi și zice, ce să vă fac? Zice, bem un par cu noi. Și am băut un par cu, s-a pus la mintea noastră și... Da, da, sunt amintiri frumoase. Noi făceam petreceri împreună cu Andone, cu Mircea Rednic, cu... Asta în anii 80, începutul anilor 80, da. Da. Ne strângeam la Mateuța acasă, care stătea lângă mine, și cu Victor Becali, niște... Da? Niște caractere incredibile. Niște caractere incredibile. Deci, practic, toată lumea în club știa pe toată lumea, toată lumea era prieten cu toată lumea. Și apropo de procurorul... Da? Stăteai cu el... și cu el ceva. Da. Stăteai cu el la masă. După emisiune o să... Da. Stăteai cu el la masă și nu trebuia să deschizi gura, că dacă deschideai gura, te lua și te toca. Okay. Și eram în cantonament la Băile Felix. Mm. Pentru că loturile naționale, după ce făceai pregătire și terminai ciclu, te trimitea la Băile Felix la recuperare. Da. Și ne strângeam acolo toți sportivii. Și eram într-o seară cu procurorul și erau doi ofițeri de la graniță. Și ne spune nouă că vorbim prea tare. Așa. Și zice procurorul, are vorbele la ele, da. Ceva extraordinar. Zice, taci bă din gură că ești așa de prost că nici nu cu din fața casei nu te lasă mi-l bați. Asta n-am mai auzit-o. Bună, de tot. N-am mai auzit vorba asta. Bună. Da. Făceam petreceri și știți ce se întâmplă? Era parcă și tăria de caracter mai mare la generația noastră. Pentru că mai ne întindeam la un șpriz, dar a doua zi la 10 eram la antrenament. Cine e om noaptea, trebuie să fie om și ziua, spunea Cornedin. Categoric. Da. Și am avut niște momente, într-adevăr, care generația asta nu mai poate să le aibă. Eram la restaurant la chinezesc, așa. La Minerva, da? Cu Andone, cu Mircea Rednic. Bine, era chinezesc atunci, era Minerva. Ba da, Minerva. Era da, de atunci, da, era da, chinezesc? Da. Ah, ok. Da. Și era după cupă, atunci când Andone s-a plecat și a arătat posteriorul lui Ceaușescu. Valentin. Unii au zis că posteriorul, alții că anteriorul. Adică, anteriorul. Da, s-a vorbit foarte mult atunci pentru că meciul n-a fost transmis și s-a creat o legendă teribilă. Eu care am fost la meci, da? Puteai să interpretezi orice. Ce a făcut de fapt la meci, Andone? Ce ați văzut dumneavoastră de fapt? I-a arătat cu degetul mijlociu înspre tribună. Nu. I-a arătat, s-a plecat și i-a arătat posteriorul.
Ah, ok, cu spatele de Santos, spatele, cu dosul. Da, da, da. Spre tribuna oficială unde era Valentin. Unde era Valentin. Da, care era protectorul stelei. Categoric. Și după asta noi ne-am dus la Țețe Moraru, a luat cupa și a fugit cu ea. Da. Da. Și noi ne-am dus la Minerva. Da. Stăteam, Ando era supărat și a venit unul de la minister și spune, tovarășul Antone, da, veniți cu noi. L-au chemat. L-au chemat, da. L-au chemat și l-a suspendat nelimitat. El care era în momentul ăla o valoare extraordinară și la echipa națională și peste tot. Dar cred că a intervenit cineva și... Au intervenit jucătorii. Și cred că Lucescu. Toată Lucescu lumea. Care avea și o influență teribilă. Cea mai mare influență o avea Lăcătuș la Valentin. Da. Și a spus, domne, avem nevoie la echipa națională, caractere și băieții de la Steaua, s-au rugat de ei. Și după câteva luni i-a dat drumul să joace, dar a lipsit foarte mult de la națională, tocmai când era nevoie. Lucescu nu era foarte bine văzut de Valentin. La un moment dat, că la un moment, da. La începutul anilor 80 fusese să se reprezinte, dar am trecut la fotbal și noi voiam să vorbim de polo. Da, da, da. Sunteți prezent la trei jocuri, trei olimpiade. München 1972, Montreal 76, unde e și locul 4, cea mai mare performanță la Jocurile Olimpice pentru Naționala de Polo, și 80 la Moscova. Da. 72 este ediția de Jocuri Olimpice marcată de atentatul terorist care a îngrozit o lume. Blocul nostru era lângă blocul... Ce mai țineți minte? Vă întreb întâi de asta și după aia vorbesc și de, vreau să vorbesc despre polo. Am auzit niște zgomote. Deci satul mașini. Olimpic era reprezentat din niște blocuri, nu? Satul Olimpic erau niște blocuri. Da. Care, pe urmă, erau date în folosință pentru... După Jocurile Olimpice. După Jocurile Olimpice, da. Și noi stăteam în blocul 11, parcă. Și la 9, cred că la 9 stăteau ăștia. Izraelieni. Înțeleg că erau și relații de prietenie, că unii izraelieni din delegație erau, de fapt, emigrați sau părinții lor emigraseră din România și vorbeau românești. Unii știau să vorbească. Da. Unii știau să vorbească, dar nu aveam ceva afinități. Și nici n-aveau echipă de polo ca să zici că... Că vă cunoșteați cumva, da. Și am auzit niște zgomote și a doua zi era plin de mașini. De zgomote poliție, de... Zgomote împușcături sau nu? Nu, zgomote. Ok. Țipete sau ce? Țipete, tropăituri. Așa. Da. Și s-a eliberat, s-a degajat zona, s-a încercuit. Și nu mai știu nimic. Dar putea să ieși să vă uitați? Da. Păi erau balcoane și stăteai și te uitai. Și nu se vedea că ei mai ieșeau pe la balcoane? Asta din ce am văzut din toate documentarele. A, înainte? Nu, după. După aia, că până să ajungă la aeroport, unde au și murit, de fapt, cei mai mulți dintre sportivi, când au vrut să plece. Nu prea erau lăsați să se mai exteriorizeze pe la fereste și pe la uși, că erau sus pe săsuițele lunetiștii. Aha, ok. Bun. Era o groază de nemți. Atmosfera care era în satul olimpic în momentul în care... Noi nu știam nimic. Ah, nu știați ce se întâmplă. Nu știam ce se întâmplă. Au ținut totul sub control. Ah, ok. Și noi eram prinși cu meciurile, cu schimbul de insigne. Era luasem insigne de acasă. Cu ce? Cu? Cu de toate. Poți putea să fie și cu GSR și cu FRF și cu insigne și să aibă drapelul României. Ok. Și toată lumea era un târg să făcuse acolo. De unde ești? Din Honduras. Păi, ai România? Da. Hai să facem schimb. Și aveam o groază de insigne. Era un troc care îl făcea toată lumea, și americanii, și vreau să aibă colecția de insigne de la Olimpiadă. Asta era o parte din spiritul olimpic. Spiritul olimpic. O parte din... Da. Ce mai țineți minte, în afară de atentate și de povești? După aia când ați aflat că, de fapt, au murit sportivi, au fost împușcați, cum ați... Când ați aflat? Mai țineți minte când ați aflat? N-am aflat. N-ați aflat. Dar nu după... Nu mi s-a spus.
După aceea vă dați seama că te șochează lucrul ăsta. Nu poți să fii indiferent. Pentru că ți se poate întâmpla și ție, dacă niște dezaxați fac așa ceva, nu știi cum să reacționezi și ce se întâmplă. Nu putem să spunem decât Dumnezeu să ierte și nu aveam ce să facem noi. Ați jucat la Dinamo, chiar cum ați început polo? De ce polo? Și de ce nu alt sport? Ilie Slăvei povestea că juca fotbal inițial și că au mers la fotbal el și fratele lui, doar că fratele lui a rupt piciorul cuiva la fotbal. Și la eu tot cam așa am ajuns. Și așa au ajuns la polo, au plecat de la fotbal. Eu am sărit după magazie, mi-am parat de piciorul și doctorul a spus de la not. Ca să se recupereze cum trebuie. Să mă recuperez. Cât ani aveți? Aveam 12 ani. Așa, ok. Și am ajuns la Steaua. La Steaua? Da, și aveam un antrenor, Dumnezeu să-l odihnească, extraordinar, Neferi. Și a văzut în mine potențial și făcea separat. Da. Și am ajuns foarte repede în echipa națională. La 19 ani eram în echipa națională. Ok. La Steaua jucam și, pe urmă, Steaua s-a desființat. Da. Și trebuia să aleg. Știți cum era atunci? Dar nu mai țin minte, s-a desființat din cauza lipsei de rezultate, nu? Steaua atunci, secția de polo. A fost o decizie internă, desființăm? Parcă așa am citit undeva, nu? Nu. A fost o chestie și de disciplină. Așa. Pentru că unul din jucători care venise de la not, așa, la noi, nu dau nume, pentru că făcuse niște... Ce? Încerca să găsiți cuvintele să... Da. N-ați dat numele, deci da, puteți să ne spuneți ce a făcut. Făcuse ceva cu femei, cu... Viol sau... Nu, viol. Ce? Era pafemeiat, ce? Sau ce? Mai făcea cunoștință și la unul și la altul. Era un fel de proxenetism. Un fel, da, și l-au prins. Așa. Și au desființat secția. Din cauza asta? Da. Wow! Și a fost probabil că a făcut și pușcărie. Pe vremea aia se făcea pușcărie pentru așa ceva, cred că. Da. Și s-a considerat că e o secție, un măr stricat al clubului Steaua. Al clubului Steaua, polo. Da. E un... Da. Și ce ați făcut? Ați rămas brusc la cât? La 19 ani fără club, nu? Am rămas fără club, dar am rămas într-o situație foarte avantajoasă. De ce? Pentru că toată lumea trecea de mine să mă duc. Pentru că erați valoros, erați considerat. Erați deja capitan la loturi, la junior? La toate am fost. Ok. Și așteptam ofertă, ăla îmi dădea aia, ăla îmi dădea ăla și Dinamo vrea neapărat să vin la ei. Da. Și a fost mai bine la Dinamo. Și ați ales Dinamo. Am ales Dinamo. Ce an era? Mai țineți minte? '68, cumva? Nu știu. 70. Și practic ați mai prins două titluri cu Dinamo, după care a întrerupt rapid seria. A fost să vreo 16 titluri consecutive pentru Dinamo sau 11, sau 12, adică 12. O serie neînvinsă. Am citit undeva că echipa era neînvinsă în bazin, da, de ani de zile. Și rapid în 72 cu Slăvei, cu frații Slăvei, cu frații Slăvei a reușit să ia titlul lui Dinamo. Da. Și am găsit în ziar, o să avem undeva, au fost niște discuții, au fost niște incidente în bazin în anul în care ați pierdut titlul. Povestiți-mi. Zâmbetul dumneavoastră e foarte simpatic, mai spuneți-ne.
Aduceți-vă aminte de... Aici e... Nu, asta e altceva, o să povestim și despre asta. Meciul cu Uniunea Sovietică de la Mondialul din 78. Nu știu dacă e de povestit, că... Ce, cât puteți să povestiți atunci? Alegeți-vă dumneavoastră firul narativ. La Rapid era un antrenor tare bun. Nepregătit profesional. Nepregătit profesional. Da, n-avea facultate, n-avea, okay. Dar neatică, Dumnezeu să-l ierte. Nu știu cum să vă spun. Povestiți-ne cumva. Povestiți-ne. Da, și eu suferisem foarte mult cu ochiul. Așa. M-a pus să încheratită herpetică și de-abia am scăpat ca să joc. Și în meci l-a pus pe Horia Niță, pe un sportiv, să-mi bage degetul în ochi și să mă... Zgârie. Da, să mă zgârie, să mă rănească. Intenționat. Dar de unde știți asta? V-a spus cineva, probabil, nu? Sau ați auzit când i-a zis? Păi știam. Știați că ăsta-i planul? Știam că ăsta-i planul, da. Ok, și ce ați făcut? Și i-am spus... Horia, dacă nu ieși din apă acum, te omor. Ok. Și el a ieșit din apă, săracul. Dar eu aveam deja zgârieturi pe ochi și putea să mă nenorocească. Ok. Deci o parte din planul apucase să o... Să-l pună în aplicare. Să-l pună în aplicare. Și pe urmă a urmat ceva care nu trebuia să fac. M-am dus în... vestiar la Rapid. Da. Și... I-ați înjurat de tot? Sau ce era bătut? Bine dacă se lăsa doar cu înjurături. L-ați bătut pe cineva? Pe Horia, da. L-ați bătut? Da. La ei în vestiar. Așa. Aia n-au reacționat absolut deloc pentru că... Știau. N-aveau curaj. Ah. Da. Okay. Și... Acum îmi pare rău că am procedat așa, dar era vorba de ochi și puteam să nu mai joc niciodată. Era o metodă neconvențională de a câștiga un meci, nu? Era dur. Din poveștile, am prieteni poloiști, dar na, care au jucat polo 80, 90, nu 70. Povesteau că sunt foarte multe, erau foarte multe trucuri, acum înțeleg că nu mai sunt. Trucuri, nu mai sunt, în ce trucuri cauză? Trucuri murdare, să le spunem așa. Păi să vă spun în ce cauză. Marea majoritate a meciurilor pe care le-am prins, da, erau cu un singur arbitru. Ok, care n-avea cum să vadă tot ce totul se întâmplă. Acum cu doi arbitri. Ok. Diferența era dintre generații. Noi eram mai pe... cum erau și rugbiștii și vă... Okay. Mai... Aspri? Aspri. Perfect. Aspri, bravo, ăsta, da. Și acum... Dacă pui mâna pe el, îți dă faul... Acum, în polul actual. Acum, în polul actual. Atunci, la ce nu se dădea faul? Ceva, spuneți-ne ceva la care nu se dădea faul și era groaznic astăzi. Dacă eu, la Olimpiada la Montreal, stăteam de... Vorbă cu un, mă simpatiza pe mine, un arbitru american, Felix. Era așa. Cel care, cred că a și fost implicat în niște, în jocurile de culise care ne-au lăsat fără locul. Nu. Nu? Nu, ăla n-avea nicio treabă. Ok, ok. Înseamnă că a confundat Ilie Slăvei cu Gus din 78, cred că, Felix, la da, pronunța da, numele da. Lui Felix. Da, nu, ăsta era la Montreal și îi plăcea de mine că eu eram... mai pe stilul lor, mai pe... Ok. Și spunea că deja polo e prea liniștit, că trebuie să fie mai dur. Și am reținut chestia asta aici. Spusă de un arbitru, adică... Spusă de arbitru care ne și arbitră în meciul cu Olanda. Ok. Și era 4-0 pentru Olanda. Da. Și mi-am dat seama că singura posibilitate să... îi ajungem de urmă, era să-i luăm la... Bătaie, practic. Sub apă. Sub apă, da. Da. Și a devenit meciul foarte dur și am egalat. Asta ținând cont de ce spunea Felix. Arbitru, da. Pentru că noi îi loveam, îi trăgeam, îi băgam la fund și el nu dădea faul. Spuneți-mi trei trucuri pe care le făceați în bazin și
cu care scăpați de cele mai multe ori fără să vă vadă arbitru? Păi, în primul rând, prinsul de kilotul de polo. Așa, tras. Tras. A, deci cum e trasul de tricou la alte sporturi? Tras. Dacă ai mâna foarte puternică, bagi mâna și îl tragi și îl tuci unde vrei. Aha. Îl duci, îl mici, mici în apă, da, îți faci că îți faci avantajul stând lângă tine, da, și punând-i mâna în slip, da, îl tragi și când înoți, i-ai luat un avantaj. Ok, bun. Așa. Pe urmă, în momentul în care are mingea, da, și o scapă, da, tu îl bagi la fund. Îl trăgeați de... Nu. Ah. El are mingea și vii și îl apești și îl bagi la fund. Uh-huh. Și te uiți la arbitru și dacă există un moment în care, dacă are mingea în mână, ai voie să-l fautezi. Dacă nu are mingea în mână, n-ai voie. Așa. Și dacă el ține mingea în mână, da, l-ai tras și te-ai dus. Ok. Și loviturile cu piciorul care sunt sub apă, da, nu prea să văd. În zona abdomenului sau? Abdomenul, da, da. Ficat, da. Rinichi. Ficat, plexul solar aici, dacă te... Genunchiul acolo. Genunchiul. Povestea, hai să vă povestesc ce a povestit Ilie Slăvei în emisiune. Nu știu dacă ați văzut emisiunea. N-am văzut. Povestea că la un moment dat vă certați cu el în bazin, la un meci. Că aveați, deși erați prieteni, aveați meciuri în bazin, era... Deci erați prieteni cum vă ridicați din bazin, dar în bazin era pe viață și pe moarte. Da. Cu Rapid. Rapid, da. Dinamo. Și povestea, acum nu știu cât e adevărat, ci că na, poate să fie o legendă care... La un moment dat se certa cu dumneavoastră în bazin, s-a luat la ceartă fizică, a devenit toată povestea. Și dumneavoastră v-ați dus să-l bateți, să-l amenințați și v-ați dus în not să-l bateți. Deci înnotați după el să-l bateți. El s-a întors pe spate și nota repliindu-se și vă lovea cu piciorul peste față. Susține el că vă dea cu piciorul în barbă sau în gură când nota. Deci asta era... Da. Da, pentru că lui era frică, da, și fugea și nota spate și dădea în picioare. Exact. Și dumneavoastră cum notați pe față, da, vă venea, da, picioarele lui direct. Nu mai conta. Nu mai conta. Da. Și bunule mi-a spus, Dinule, te rog frumos, lasă-mă în pace. El susține că o făcea așa, adică cumva să vă și persifleze. Adică, deci sunt două variante diferite. Lică, un jucător foarte bun, avea o mână... El e aici jos, dumneavoastră sunteți al doilea din stânga sus, da, nu? Poate mai lăsăm o dată poza să le arătăm oamenilor. Cum arătați, da, la în 71, eu înțeleg poza asta. Nu, asta e deja din începutul anilor 80. Cred că e poza asta, dar o să o mai vedem pe cea de anterior. Aici sunteți unde? Lângă Slăvei, jos, nu? În centru? Aici. Lângă cel cu casca albă în cap. Lângă Slăvei cu mâna pe mine. Slăvei cu mâna pe dumneavoastră, da. Deci sunteți amândoi, sunteți aici jos. Cei, da, despre care vorbim acum. Dumneavoastră și Slăvei. Da. Lică avea o mână extraordinară, un jucător foarte bun, reprezentativ pentru Rapid. Și... Într-adevăr, ce era în bazin, pe urmă ieșeam. Bine, asta trebuie să se întâmple cu toții sportivii. Te bați, te lupți, uh-huh, îți dai viața la joc, pe urmă e cu totul altceva. Eu am avut un prieten foarte bun care a murit, Vali Țăranu. Așa. Poate ați auzit de el, și în Lotul Național, juca și la Rapid. Și el, Vali Țăranu... Numai un pic, să poate punem poza, o punem în ecran mare, să le arătăm oamenilor. Deci, în circuit este Slăvei, Ilie Slăvei, iar dumneavoastră sunteți al doilea, lângă antrenor, sus, în stânga. Nu? Da. Asta e o poză din 1971 cu echipa națională de polo a României. Bun. Așa, spuneți-ne de prietenul dumneavoastră. Și eram la Steaua și ne-am dus la turneul armatelor prietene. Turneul la Sankt Petersburg. Așa. Acolo mare protocol, ne țineau Ministerul de Interne rus, făcea excursii cu noi, ne dădea banchet.
și jucăm cu CSK. Noi eram Steaua, da, și jucăm cu CSK. Eu aveam 18 ani, da, și prietenul meu, Vali Țăranu, când iese la margine, spune, zice, vezi pe patru ăla? Și eu zic, jucătorul cu casca numărul 4. Da. Da. Și zice, vezi că mi-a tras câteva, zice, ocupă-te de el. Eu puș, ce-mi spunea nea Vali să fac, mă duc la ăla, zbang, 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 zbang. Ăla a crezut că din greșeală, sărăcu. Și a ieșit o bătaie, știți cum, s-a înroșit apa, în nebunia, după, niciunul n-a dat înapoi. Ca să aflu, pe urmă, râdeau toți de mine, că ăla era cel mai mare bătăuș din polo, Anatolii Dolgușin. Nu cred așa. Da. Și a fost o farsă a colegilor să vă provoace să-l bateți pe cel mai mare, da, bătăuș din, da, polo. Da. Și a fost ceva extraordinar. Mi-a prins și bine, pentru, așa, că de atunci nu mai avut frică de nimic. N-ați mai avut, după ce v-ați bătut cu Dolgușin. Da, da. Și ca să vă dați seama de valoarea lui Dolgușin ăsta, la un turneu la Ahvar, i-a dat un pumn lui Saroșii, era un jucător foarte inteligent maghiar, și a rupt dintele. Avea o forță și când ne vedeam, ne băteam ca chiori în apă și după aia idiom papit, zice, hai să mergem să bem. Deci era, camaraderia era după, ieșirea din apă era. Da. Și chiar și cu rușii. Și cu rușii. Uh-huh. Cum a fost în 76 cu medalia pe care ați pierdut-o pentru că s-au... Italienii s-au cam dat la o parte într-un meci. Eu știu foarte bine tot ce s-a întâmplat. Eram prieten cu un jucător din echipa Italiei, da, Sante Marsili, și ei trebuia să joace cu Olanda și nu trebuia să se termine egal. Da. Dacă se termina egal, Olanda obținea bronzul în fața României. În fața României, da, da. Au fost multe jocuri de culise acolo. Și m-am dus la el. Înainte vorbisem cu băieții. Bă, ce facem, bă? Că ăsta, dacă îi dăm niște bani lui ăsta, să joace corect. Lui Marsili. Lui Marsili. Da. Să joace corect. Ok. Și ce, du-te și vorbește. Și mă duc și îi spun, Sante, hai să stăm de vorbă, uite, așa, așa, așa. Ce, nu se mai poate. De ce? Nu se mai poate, că am vorbit cu olandezii. Deci prețul era făcut deja de olandezi și nu se mai... Noi vrem doar să joace. Ok. Și era 5-4. Da. Pentru francezi, pentru italieni. Da. Și cum ăsta stătea poartea în spate, ținea colțul scurt. Albert. De, nu, Marsili ăsta. A, așa. Și olandezul era în față și el lasă mâinile în jos și ăla pe colțul scurt o bagă în poartă. Unde portarul înțeleg că era... Era și toată lumea știa. Toată lumea știa. Asta chiar pe finalul meciului. Da. 5-5, România a pierdut bronzul cu un blat făcut de italieni. Da. Wow. Italienii care erau dumnezeii polo, adică aveau și la Cupa Campionilor echipele din Italia, așa cum au rămas cu cele mai multe titluri câștigate, de exemplu. Și cu cea mai bună infrastructură în polo mondial. Ok. Deci Italia cum Gianni Lonzi, mm-hmm, care un foarte mare antrenor, mm-hmm, a intrat în FINA și i-a ajutat foarte mult. Cum a încercat și Cornel Marculescu pe urmă să ne ajute pe noi. Da. Cornel Mărculescu a fost președinte FINA la un moment dat și dar nu s-a mai putut pentru că au scăzut polo de masă din România. Scăzând, da, polo de masă, n-a mai avut echipă. Vreau să vă întreb, înainte de a mă întoarce să vorbim despre polo, un pic vreau să vă întreb, pentru că ați vorbit despre not, ați fost trimis la not pentru că aveați o problemă, v-ați rupt piciorul când erați copil. Cum vede un om care înțelege notul, în notul e o chestie naturală pentru dumneavoastră și disecarea mișcărilor unui notător e o chestie uzuală pe care o faceți, cum vedeți ce face Popovici, puștul ăsta din România, la not?
Ce are el special? Când vă uitați așa la el, că noi ne uităm, vedem un om care notă și care ajunge primul, dar un om care înțelege mecanica notului, poate să înțeleagă mai mult decât vedem noi. Ce vedeți dumneavoastră da, când vă uitați la Popovici? Eu i-am văzut fiecare cursă. Ok. Și el are din toate câte mai mult. Așa. Ce? În primul rând, are o respirație fantastică. Așa. Ce se întâmplă? În momentul în care înoți, da, și tragi aer în plămân, da, după mai multe cicluri, când întorci, de exemplu, la bazin, da, obosești. Pentru că intervine bioxidul de carbon care asta te face să... Pune stăpânire pe organism, exact, în momentul ăla. El are capacitatea asta de a face schimbul de oxigen fantastic. Nu obosește. Cum poate face? Adică cum se poate chestia asta? Până antrenament, da, și nativ. Uh-huh. Prin face un antrenament foarte bine pus la punct, da, și este nativ, e făcut ca un macro. N-ați văzut cum alunecă în apă? Da. Ca un pește este. Da. Este ceva foarte rar. A mai fost Mark Spitz, la fel ca el, aceleași calități. Și are un viitor extraordinar. Iar ca tehnică, dincolo de povestea asta cu oxigenul și cu modul cum respiră... Știi ce se întâmplă la not, tehnica? Am citit, nu mă pricep, nu știu, da, să not, de exemplu, dar m-a pasionat să citesc și să încerc să înțeleg. La... Și spuneau niște notători de afară că tehnica lui de galop, așa spun ei, în not, într-un stil de galop, e special, adică este foarte mult din bazin atunci când înoată, cumva. Știi ce se întâmplă? Asta și-o reglează fiecare. Așa. El... Așa simte că trage în apă mai bine. Așa. Scoate umărul, da, și în momentul în care trage, da, el își dă seama că poate trebuia să fie mai jos, mai sus. Aha. Și spune, antrenorul filmează și spune ce trebuie să facă, uh-huh, și ajunge la optimizarea... Practic unghiului de atac ala pe comandă. Da, sau... da. Uh-huh. Sunt multe lucruri pe care el le stăpânește extraordinar și în afară de asta... Dar dacă l-ați văzut cum vorbește, e un băiat educat, da, inteligent, da, este ceva extraordinar. Ne întoarcem la polo. Să ne întoarcem la polo, da. Deci Jocurile Olimpice de la Montreal au fost un fiasco pentru România din cauza acestui meci despre, da, care ați povestit. Da. Și în 78 la campionatul mondial, România se califică neînvinsă în turneu, după faza grupelor, merge în grupa semifinală, unde joacă la un moment dat cu prietenul mai mare, fratele mai mare de la răsărit, Uniunea Sovietică, un meci în care scorul la un moment dat este 7-7. Da. În ultimele secunde. Și acum o să citesc cronica din ziarul Sportul de a doua zi. Foarte puțin s-a scris, pentru că era destul de delicat să iei o poziție mai inflamată în presa din România comunistă împotriva vecinei supracomuniste, supercomuniste de la Est. Însă, reporterul scrie așa: finalul acestui meci atât de echilibrat a consemnat o suită de decizii eronate ale arbitrilor, îndeosebi ale olandezului Willy Goos. La scorul de 7-7, cu numai 3 secunde înainte de finalul meciului, acesta a anulat mai întâi un gol perfect valabil a reprezentativei noastre, marcat de Claudiu Rusu, și în imediata continuare n-a validat nici golul sportivilor sovietici înscris de Kabanov. Jucătorii noștri s-au dus la marginea bazinului pentru a afla motivul pentru care golul a fost anulat. Stați că vă citesc imediat, că nu mai văd. Așa. Motivele anulării golului lui Claudiu Rusu, dar Gus a refuzat să dea explicații. În acest timp, deci în timp ce sportivii români erau la margine și cereau explicații, meciul a continuat și arbitrii au consemnat un ultim gol, deci 8-7 pentru URSS. Deci înțeleg că sovieticii au marcat cu bazinul gol, cum ar veni, cu poarta goală, marcat în condițiile în care echipa noastră nu participase la fază. Arbitrii de la foaie au considerat greșit că sportivii români ieșiseră din joc și ca atare au dictat scorul de 5-0 la masa verde pentru Uniunea Sovietică. Ce s-a întâmplat? Povestiți-ne un pic. Păi, ce să se întâmple? Rușii trebuiau să câștige.
De unde știți că trebuiau să câștige? Bine, știa toată lumea că Rușii ar trebui să câștige de obicei când jucau, mai ales cu o țară. Da, trebuia să câștige pentru că ei făceau o mare propagandă cu sportul. Da. Foarte mare, puneau accent mare pe sport și la orice sport trebuia să fie primii, nu mai luaseră nimic de mult timp. Da. Și făcuse toate dirigențele să câștige. Noi, din păcate, jucam foarte bine atunci și ne-au furat de ne-au rupt. Așa. Și secvența asta e autentică? Așa s-a întâmplat? E autentică și eu, fiind capitanul echipei, da? Am ieșit și afară de apă să-l bat pe ăsta, pe olandez. Pe arbitru? Da. Păi cum... Totul era cu bătaie, din ce îmi dau seama. Cum era un pic de tensiune, era cu bătaie tot. Păi nu puteai să mai faci față la stres. Adică marci gol, nu ți-l validează pe față. Și m-au strigat băieții de napă. Da. Și m-am potolit. Dar a fost urât. Nu l-ați prins, pe olandez. M-a suspendat pe viață, vă dați seama. Sigur că s-ar fi întâmplat chestia asta. Dar ei au marcat gol cu bazinul gol, nu? Da. Wow. Și arbitrii îl validaseră inițial, după care au zis, lasă că mai bine dăm 5-0 la masa verde. Da. Nu. No. Dar pare de județeană, adică par scene de undeva într-un campionat de județeană din Columbia, nu știu, din... E, știți ce se întâmplă? Adică era prea pe față totul. Lumea în tribune ce zicea, de exemplu, când se întâmpla așa ceva? N-a înțeles. Lumea n-a înțeles. Lumea n-a înțeles nimic, erau tribunele pline. Da. Pline și ținea cu noi. Da. Țipa pentru România și până n-au înțeles nimic din ce se întâmplă. Au văzut că scrie pe tabelă și așa e în tenis. Vreau să vă mai întreb despre meciurile carierei dumneavoastră pe care îl considerați cel mai tare meci, cel mai bun meci pe care l-ați făcut vreodată în cariera dumneavoastră. România-Iugoslavia 6-5, am marcat 5 goluri. În turneul de la Iran, jucam la Dinamo, în 73. Așa. La Mondial, 73. Nu, era un turneu organizat aici și Cupa Campionilor la Londra, cu Dinamo Moscova jucam. Da. Tot așa, 6-5, am marcat 5 goluri. Dinamo juca atunci semifinale de Cupa Campionilor, a jucat și o finală, dar nu știu dacă ați prins-o, cred că era Nu, n-am prins-o. Da, după aia ați prins două semifinale de Cupa Campionilor, cred. 73 și 75, parcă. Da. Aproape, tot timpul aproape de Cupa Campionilor, pe care în alte sporturi Dinamo o câștiga. Cred că la volei a câștigat. A câștigat la volei. Da. Doar că la polo aproape și niciodată câștigători, totuși. Arbitrajele erau tot așa în Cupa Campionilor? Unde însă arbitrajele... dominau italienii, ungurii, sârbii, Iugoslavia, adică... Știți ce se întâmplă? Era foarte importantă delegarea arbitrilor. Și omul care s-a ocupat de delegarea arbitrilor era ori un grec, ori un italian și își ajuta compatrioții. Și n-aveai cum să te pui. Polo era un sport, este un sport foarte dintr-o decizie poți să ai două interpretări. Poți să te dau și afară, poți să dau și faul invers. Știți? Și noi la ora actuală l-avem pe cel mai bun arbitru din lume, pe ăsta îmi scap acum, e din Oradea. E cel mai bun arbitru din lume? Da. De polo? Da. Român? Da. Wow, n-am știut asta. Da. Mă cheamă... E interesant. O să... Da. Îl găsim. Îl găsim. Mă uit eu acum să vedem. Și... Tocmai asta face el, interpretează exact ce trebuie și nu are nicio influență. În sfârșit. Se câștigau bani din polo?
Noi că... că doar cu insignele de la jocurilor olimpice nu cred că vă descurcați. Noi poloiștii eram mai avantajați. Adrian Alexandrescu? Da. El e cel mai bun arbitru de polo din lume, din Oradea. Da. Ok. Da, interesant. Da. Așa, scuze, banii din polo. Noi la Dinamo câștigam. Era clubul securității, nu al miliției, cum știu. Nu era nicio securitate. Ba, era clubul securității. Erați plătiți de la securitate și fotbaliștii, tot, nu, toate? Eu eram plătit de la circa 8. De la circa 8? Da. Ok. De erați angajat acolo, adică erați... Eram angajat, da. Ofițer. Ofițer la circa 8. Da. Dar nu prea vă duce, adică nu vă duceați deloc? Nu la... ne duceam niciodată. Nu ne duceam ce grad niciodată. Aveți? Sau până la ce grad ați ajuns? Am ajuns la grad. Băi, la ce? Ce ați fost? Cel mai mare? Care a fost cel mai mare grad? Când m-am lăsat era major. Major. Da. Noi poloiștii. Da. Cum să spun, că era mai șmecheri. Pentru că făceam, ne duceam, jucam bine. Da. Și la întoarcere mai luam niște cafea, mai luam niște video. Video. Da. Era celebra bișniță pe care, da, exact, la vamă sportivii reușeau să o ducă la capăt, adică să treacă granița, pentru că na, se știa, erau sportivii Ministerului de Interne și nu puteau fi... Ați fost conducător cu noi vreodată? Că nu, spus dar știu bine. Toate poveștile, le știu pe toate. Știi, știu. Înțeleg însă că la fotbal Lucescu le spunea să nu abuzeze, adică să nu... Cum se întâmpla, de exemplu, la Victoria, unde nu se ridicau avioanele din Cipru, de câte pline erau de videouri pentru contrabandă, jucătorii nu mai aveau loc în avion, de exemplu, la Victoria. La Dinamo, înțeleg că la fotbal Lucescu le spunea, luați și voi, evident, dar nu veniți cu avionul plin de... Păi și l-a ascultat cineva ce... Înțeleg totuși că... Cât puteau. Da? Da. Înțeleg că se făceau bani buni. Veneai acasă cu câteva zeci de perechi de blugi, cu câteva zeci de kilograme de cafea care nu se găsea pe piață, cu video, care era ceva... Casete video. Casete video, da. Ce mai mergea? Ce mai mergea? Țigări. Pentru că te duceai... Kent era monedă forte. Forte. Formă, te duceai Iugoslavia, luai mohair. Da, știu ce e. Pentru făcut fulare. Da. Așa... Din Italia nu mai vorbesc, tot felul de îmbrăcăminte, da, mergea. Și cel mai bine era când veneam din Italia, da, și aveam turneu în Rusia. Așa. Și luam marfa din Italia, da, și o duceam în Rusia. Aha. Și acolo era nevinorocirea după lume. Deci era mai bine să vinzi marfa în Rusia decât în România. Da, pentru că aia săracii n-aveau, erau dornici de așa ceva și zicea coftă. Adică ce era? Pulovăr. Aha, aha, aha. Și din Rusia luați ce? Vodka și aduceați în România sau ce? Sau că trebuia să completați circuitul ăsta până la cap, trebuia să aduceți ceva și din Rusia. De Rusia luam pompecama, luam... Deja era o chestie tehnică aici. Da. Wow. Deci era totuși o industrie, o mini-industrie, da, a sportivilor. Da, știți ce se întâmplă? Dacă o privim așa, da, e bișniță reală. Da. Dar dacă o priviți din punctul nostru de vedere, noi aveam meci cu Steaua. Da. Și eu le spuneam la băieții mei, eram antrenor, și le spuneam la băieții mei, văd, câștigați, mergem în Polonia. Pentru că recompensa materială era foarte mică. Era 500, 5000? Era mult, era 1500. 1500. Și rupeai capul și mâinile pentru... Și atunci recompensa era, vă duc în Polonia. Și ce faceți voi în Polonia? Și ce faceți al vostru? Ok. Înțelegeți? Și... Da. Atunci trăgeai altfel de ei la antrenament, te ascultau altfel, ca aule, dacă pierde echipa. Înțelegeți? Da. Cam asta era circuitul.
Nu era o viață rea de sportiv în România. Păi, să vă spun ceva. Erau privilegiați sportivi în România. Să vă spun ceva. Aveam niște condiții extraordinare. Păi noi la Dinamo, da, după antrenament, mergeam la Popotă și aveam 4 feluri de mâncare. Dar, mâncare, ca lumea, mâncare. Vreau să mă mai întreb ceva despre Jocurile Olimpice din 76. Cum ați privit dumneavoastră ca unul din cei mai importanti jucători de polo ai României, ce făcea Nadia la Jocurile Olimpice? Pentru că e o chestie istorică și e vorba de istoria sportului mondial, nu de istoria sportului românesc. Mi-aduc aminte, mi-ați rememorez ce mi-a spus acum și văd ca un film. Nadia era flebețea tuturor. Așa. Era un copil senzațional. Și mergea în față cu Bela Caroli, da, și în spate mai era vreo 2-3 masori și asta, da, care trecea până restaurantul de la Stat Olimpic, le dădea o feliuță de șuncă să mănânce și pe urmă îi ținea foarte strict. Da. Și noi l-am babe de struguri și ne duceam și dădeam să... Pe la spate, da. Cum? Cu mâna ținută pe da, restaurant? Nu în restaurant, când ieșeau. Deci când ieșeau, da, luați boabe de struguri în palmă, da? Și le dădeam și fetelor de la, fetelor de la gimnastică. Și ele luau și oră să știe. Wow. Da. Dar până ce au făcut, adică dacă noi ieșeam din Satul Olimpic, lumea foarte iubitoare de sport în Canada și te opreai pe stradă și făceai semn la mașină, opream mașina și arătai legitimația, putea să se ducă la spital, că te ducea pe tine mai întâi în alte părți. Oameni extraordinari. Și în momentul în care a câștigat Nadia, spuneai că ești român, te aplauda, te felicita, a avut un impact extraordinar. Și în Satul Olimpic cum a fost? Mai țineți minte? A doua zi după 10, după, sau evident, nu știu dacă mai țineți minte neapărat a doua zi, dar momentele de după ce a câștigat. Păi în momentul după, în momentul fetița în care... pe care o hrăneați cu boabe de struguri înainte. În momentul în care Nadia ieșea prin Satul Olimpic, toată lumea o aplauda. Serios? Da? Toată lumea, adică toată nu lumea, doar românii. Toată, da, lumea, pentru că erau unii care stăteau și zice, da cine? Nadia Comăneci. Ah, bravo! Extraordinar ce a făcut copilul ăsta, nu mai face nimeni. Ce impact! Da. Deci ați fost în mijlocul istoriei Jocurilor Olimpice, practic. Am fost, da. Și cea mai bine organizată. În 76, așa vi s-a, da, părut, dintre, da, cele trei la care ați participat? Cea mai bine organizată. Și ce, la Moscova, nu? Vecinul, prietenul, fratele de la Est, n-a organizat bine Jocurile Olimpice de la Moscova? Nu la nivelul... Okay. Nu la nivelul pe care l-au făcut canadienii, s-au implicat și mi-aduc aminte că dumneavoastră nu mai știți pe Victor Zilberman. A fost un mare boxer medaliat și stăteam cu el la balcon și mă uitam și zic, Victor, uite ce mașină e jos acolo, ce mâine mi-o cumpăr? A, tu rămâi. Rămâi străinătate. Da, zic, da, rămâi. Da. Bă, să nu spui că stai de vorbă cu mine. Era periculos și să știi că cineva rămâne. Și să știi că cineva rămâne. Și am plecat și a doua zi și-a luat lucrurile și a plecat. A plecat. De ce n-ați rămas în străinătate? Au rămas mulți poloiști. Rusul, înțeleg că a rămas, Slăvei a rămas în străinătate. Slăvei ne-a povestit cum a rămas în Italia. S-a dus, a notat până a plecat trenul din gară. Sunt foarte mulți și care au rămas. Eu ce v-a ținut aici? Familia. Familia. Familia și faptul că eu aveam un statut privilegiat. Aveam foarte mulți prieteni. Eu cu Andone ne duceam la mare, de exemplu, aveam vilă, uh-huh, și făceam ce vroiam acolo.
ne duceam la Megidia, umpleam mașina de piersici, de vin, de... ne privea lumea altfel. Ce s-o duc eu mai... Ce putea să-mi ofere străinătatea? Așa. Am avut foarte multe tentații să rămân. Și în Columbia, și... În Columbia? Da, în Columbia, da. Și pe niște condiții incredibile pentru anii aia. Dar nu m-am gândit niciodată. Serios, să rămâneți. Da. Nu v-a trecut niciodată prin cap. Aveați... Erați căsătorii, copil? Da, căsătorii, da. Copii. Fata dumneavoastră a urcat pe scenă la Michael Jackson la concert în 1992? Da, 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 da. Povestiți-mi un pic. Înțeleg că pe caseta concertului, caseta video, nu apare ea. Apare altcineva. Au tăiat o secvență de la concertul de la Moscova. De la Moscova, pentru că fata, da, dumneavoastră nu le-a plăcut că era atât de surprinsă încât n-a știut ce n-a să reacționat. Facă pe scenă. Da, exact. Și-au pus o rusoaică, da, care a început să plângă pe scenă și au tăiat-o și au băgat-o în concertul de la București. Exact. Exact. Am fost la concert la Michael și... Ați fost și dumneavoastră. Da. Păi dacă... Dar ați fost cu fata dacă a fost dumneavoastră, Iliescu, puteam să nu merg și eu. S-au separat de fata dumneavoastră, ați lăsat-o? Am fost toți. Toți. Am fost toți și bodyguards au luat-o și au dus-o pe scenă. Da. Și Michael a venit și a făcut programul care era bine a stabilit. A ținut-o în brațe. Exact. Da. Și pe urmă a dat-o jos și... Și a revenit lângă dumneavoastră. Da. Și cum era... Vă dați seama, în primul rând era primul concert cu adevărat important din România după, cred că din istorie, de fapt, că industria muzicii s-a dezvoltat incredibil după 1946, când s-a bolșevicizat România. Deci era primul concert uriaș din istoria României. Nu avea cuvinte să exprime. Da. Era ceva extraordinar și a fost foarte emoționată, vă dați seama. Foarte emoționată. I love you, Michael. I love you, Michael. Bine, era, atunci era replica la modă în România. Da. Păi dacă și Iliescu îi zicea... Cum i-a zis? Stați că i-a zis cum... I-a zis nu tovarășul la... Michael, nu i-a zis domnul Michael. Domnul Michael. Domnul Michael. Domnul Michael. Jackson, după aia s-a răzgândit și a zis Jackson. Bun. Mai povestiți-mi un pic din... Vreau să vă mai întreb... Citeam undeva de dumneavoastră acel care le obținea jucătorilor aprobările pentru... Povestea Hagiu. Vlad Hagiu, care e considerat cel mai mare poloist român din ultimele decenii, după generația asta de aur. L-ați avut jucător, nu? Îl știți, da, de, da, când? Îl știți de când era, păi, copil? Eu l-am crescut în momentul în care începuse să se lanseze. Da. Pe Vlad. Cum era? Cum? Ce a avut special el? Foarte talentat. Foarte talentat, avea mână bună. Și cam atât. Că dacă mai bun ca dumneavoastră sau mai... El dacă avea răutatea mea în așa, joc, da, era fantastic. Deci, practic, mi-ați răspuns, dar elegant. Să știți că am vorbit cu oameni care au fost colegi cu amândoi, la mijloc acolo undeva, deci și cu dumneavoastră și cu el, și au spus că peste Vlad Hagiu, dumneavoastră peste Vlad Hagiu, ca valoare. Lumea vorbește, nu știu. Gurile rele. Să le spunem așa, gurile rele. Gurile rele, da, da. Mai spuneți-mi din viața boema poloiștilor. Domnul Slăvei era campion, înțeleg, la poveștile astea. El oricum a avut și o viață tumultoasă și... Ei, el făcea și poezii. Poezii. Scria poezii. Scria, da, poezii, știu, da. Știu că scria poezii, da, da. Da, eram în Columbia un și... romantic. Vede o columbian și îi face o poezie și o dă să citească lui... În românește. O făcuse în spaniolă. Ah, spaniolă. O făcuse în spaniolă. Da. Lică era foarte... Boem, ăsta e cuvântul, da. Da. Odată jucam cărți. Și Lică stătea lângă mine, jucam pe castane. Că ne plictiseam, dar aveam ce face. Și...
să strâng la lică vreo 10 castane. Și trebuia să le dea unul care câștiga și ăla a început să plângă, sărac. Că trebuia să-i dea lui. Da, și zic, dă-te-mă la o parte, dă-mi-le mie. Și era frică să-i le dea. Da. Și ăla era frică să dea cât poate în mine, da, cum îi dădea lui ăsta. Da, da. Și pe urmă, Lică m-a luat în brațe, zice, îți mulțumesc că m-a umflat la cap. Noi eram sufletiști. Eu cât am fost antrenor la Dinamo, i-am învățat pe băieții mei. Am câștigat tot. Cupă campionat, cupă campionat, tot. O dată pe lună făceam petrecere. Era și modul de a strânge grupul cumva. Făceam petrecere cu lăutari, cu de toate, până la ora 3-4 dimineață. Așa. La ora 10, la antrenament. Și făceam cel mai tare antrenament care se poate. Eu moram. Așa. Și zice, ce are bă ăsta, bă? Dar eu le dezvoltam lor percepția de tărie de caracter. Bă, am băut, ne-am distrat, da, dar suntem și primii. Și înțelegeau chestia asta sau? Au prins-o încet, încet, de în aproape au prins-o. Și de unde erau atunci, știți, pe urmă cu, zice, mâine la 10 la antrenament. Da, și veneau altfel. Și puteau să facă. Acum, dacă îi pui pe ăștia să facă așa, mor după două zile. Citeam undeva că ați fost și șef de secție la Clubul Dinamo, nu la Polo, la câteva secții. Da. Am avut Polo, da? Înot, călărie, da? Rugby și da? Tenis. Ați fost șeful acestor secții? Da. Și cum vă descurcați să fii șeful secției de tenis, de exemplu, la Dinamo? Păi, fiul meu e Adrian Marcu. Ah, ok. Bun. Și îmi place foarte mult tenisul. Mă duceam cu ei pe la turnee, cu rugbiștii, cu... Eu eram foarte cunoscut și foarte respectat. Uh-huh. Și aveam acces peste tot. Unde v-a prins Revoluția? Ce făceați la Revoluție? Aoleu, dacă vă spun ce făceam la Revoluție... Spuneți-mi. În ultimul an nu prea aveam, mai îmi dădea viză. Fusesem la Chion, la Mondial de Polo. Da. Și de-abia mi-a dat viză să mă duc, eu eram antrenorul... Dar de ce? De ce? Ce? Erați trecut pe o listă neagră sau ceva? Nu știu. Stai să vă... să vă spun motivul. Așa. M-am dus să văd turneul de Polo. Da. Și cu chiu, cu vai, de-abia mi-a dat drumul. M-am dus la Chion, eram la un prieten și vine unul la el în casă, care nu prea-l cunoștea, băut noi ceva și îl întreb, mă, dar tu cu ce ocazie ești aici, mă? Păi, să vezi că sunt... Nu știa ce să ne spună, ce să asta și... Zic, tu ai venit să mă urmărești pe mine, este curist. Și am vrut să-l bag. Probabil că a trecut în dosar chestia asta. Da. Da. Și pe urmă trebuia să plec cu Andone la Varșovia. Da. Să facem revelionul și n-am mai avut viză. Și am știut că din cauza asta n-am mai avut. Da. Și Revoluția? Revoluția, eu eram pornit pe chestia asta. Vă dați seama aia, zic eu, uite băi frate, n-am rămas până acum și acum nu-mi dă viză în Polonia. Și când a început Revoluția, am luat o damigeană de 50 de litri și am luat-o în mașină și m-am dus în club la Dinamo și zic, veniți băi, și am început să bem acolo. Așa. Și a venit ceistul de la Ofițerul club. De contrainform, de la contrainformații, da. Și zice... Nu știu dacă faci bine, dacă se întoarce roata. Dacă nu iese Revoluția. Și zic, pe Dunăre! Incredibil. Deci riscați teribil dacă Ceaușescu reușea să înnăbușe Revoluția și dumneavoastră aveați raport. Eram pe Dunăre, îmi făcusem planul, pe Dunăre eram. Până la urmă, n-a fost nevoie. N-a fost nevoie. Cum s-a schimbat viața dumneavoastră după Revoluție?
într-o țară cu o piață liberă, cu... Am fost forțat să, moral, să plec din, din antrenorat și din polo, pentru că echipa mea la care toți țineau la mine și eu țineam la ea și nu s-a atingea nimeni, da? A făcut o chestie care nu mi-a picat bine. Eram antrenor, luasem lângă mine pe Liviu Răducanu și am jucat cu, nu știu cu cine, cu Rapidul, parcă, sau cu Crișu, câștigasem și a venit, era un neicanimen, președintele clubului Dinamo, care zice că a fost pe la Revoluție, eu știu, să piedicase de niște șanțuri pe acolo și la IGP și l-a pus președinte la Dinam. Și le-a zis la băieți, zice, aveți de la mine o primă dacă îi bateți pe ăștia. Noi ne-am bucurat, i-am bătut și ăștia zice, Dumnezeu, ne dă primă, zice, băi, n-am bani acum. Și nebunii mei de echipă au făcut grevă, zice, nu ne dezbrăcăm și nu intrăm. Okay. Cum să faceți mai așa ceva, mă? Întâi jucăm și pe urmă vedem ce se întâmplă. Așa. Nu, și n-au vrut să intre. Și atunci am plecat. Asta a fost momentul când ați plecat de la Dinamo. Da. După o grevă a jucătorilor noastre. Da. Dar proprietarul unui restaurant cunoscut din Otopeni, cum ați, Casa Românească, cum ați devenit? Eu sunt prieten cu Nea Viorel de la Colibă. Așa. Coliba Haiducilor din... De la Poiană. De la Poiană, da. Așa. Și mi-a plăcut foarte mult ce face. Da? Și am zis să fac și eu. Asta a fost istoria. Foarte mulți oameni cunoscuți veneau acolo, jucători cunoscuți. Știți ce se întâmplă? Lăsând falsa modestie, poloiștii, datorită faptului că s-au descurcat tot timpul, au avut și oameni de valoare. Uitați-vă la Mircea Pașcu. Okay. Ministru, George Gaiță, un om de afaceri extraordinar. Din polo veniți. Din polo veniți. Auziți, dar domnul Con, Vladimir Con, îl Vladimir Con a jucat cu mine, da. A jucat cu dumneavoastră, da, da, și a da, fugit da, din țară la un moment dat. Nu. Ba da, cum? A plecat în străinătate. A, că a plecat în străinătate, a plecat da, în străinătate. El a avut Rom Cartonul, da, are da, afaceri mari. El a fost la masă cu Sandu Boc în celebra noapte care a adus lui Sandu Boc o condamnare la pușcărie pentru lovirea cuiva. Eu am făcut același lucru tot acolo și am scăpat. Cum? Povestiți-ne, cum ați făcut? Nu pot să vă povestesc. De ce nu puteți să ne povestiți? Au trecut atâta timp, sunt da, 4, bine, 50 de ani de atunci. Mai bine de 50 de ani. Am zis... Ce ați făcut? Am zis că nu mai vorbesc. Atene Palace, ce ați făcut la Atene Palace? M-am bătut cu poliția, ce să fac? Cum cu poliția? Da, și... Deci erați acolo într-o seară? Și eram acolo într-o seară. Trebuie să te faci procuror. Așa zis. Sunt foarte curios, m-ați făcut curios și nu scăpați de gura mea până nu plecați, până plecați de aici. Deci erați la Atene Palace cu colegii, mă gândesc? Da, cu colegii și doi colegi de-ai mei, doi prieteni de-ai mei s-au luat doi bijutieri. Ei au dat șpagă la poliție și ei au venit să ne omoare. Polițiștii? Polițiștii. Ok. Și au greșit. I-ați bătut? I-am bătut și noroc a venit Tolea Grințescu, Dumnezeu să-l odihnească. Antrenorul. Antrenorul și m-a oprit. V-a oprit din bătut? Da. Sau? Așa. Și cum de-ați scăpat? Adică totuși să era belea și... mare, să loviți niște... Dom'le, pe mine mă... Ținea la mine, mă iubea foarte mult șeful sectorului 4. Așa. Colonelul German. Și el avea în subordine Institutul Medico-Legal. Așa. Și raportul și... polițiștilor... Ți-am spus că trebuia să mă și a ieșit, a ieșit la raport că... Echimoză atâta la mine s-a și, făcut mititit, și la ăla care avea atâta era atât.
Ok. Deci, practic, mai avea puțin și făcea lui pușcărie că i-ați bătut. Da, și când a văzut ministrul, zice, ce aveți, bă, cu băiatul ăla? L-a omorât, bă, ia uitați ce ai făcut. Credibil. Cum se întorsese situația invers. Da. Era s-o pățesc rău atunci. Deci ajungeați la pușcărie ca Sandu Boc, fără discuție. N-ajungeam. N-ajungeam că eu fugeam pădurele. Ok. Era noiembrie și ăia nu erau atenți la apă. Eu puteam să trec fără probleme. Dar am senzația că v-ați gândit de multe ori, deși ați spus că niciodată nu v-ați gândit serios să plecați din țară. Cred că în mintea dumneavoastră ați cochetat cu gândul ăsta. Dom'le, sunt poloist, știu să not, Dunărea o fac cu ochii închiși. Sunt convins că ați avut gândul ăsta. Chiar dacă nu l-ați gândit... Știți, era o parolă într-un film... Stejar extremă urgență. Asta era extrema urgență. Da. Dar o conștientizați, adică o aveați în minte. Dom'le, fiecare la ce e bun, dacă eram foarte bun la not și mergeam pe sub apă atâta, nu era nicio problemă. Și era supapa de refugiu. Nu? Era un gând care vă crea confort. Da, exact. Zici, bă, dacă ți se întâmplă ceva nasol, ce faci? Da, dar trebuia să ajungeți până la Severin, că nu putea să treceți la Bulgar, că era greu la Bulgar. Da. Totuși complicat să notați Dunărea, cred că ar fi fost totuși destul de complicat chiar și pentru dumneavoastră. Nu. Nu? Înțeleg că e o curență acolo în zona aia. Nu, pentru un poloiș nu. 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 Pentru dacă stai cu un om în cărcă, nu te afectează. Uh-huh. Adică te învârte un curent, că m-a mai luat. Da. Și cu noi pe Polești. Am fost în Brazilia. Așa. Și era o... pe Copacabana. Erau niște valuri, mamă, și au venit ungurii și au intrat în apă și l-au luat un val pe unul și când l-a trântit, l-a făcut mască de carnaval. L-a nenorocit pe față. Dar ce credeți că noi, toate echipele de bucurie că suntem acolo, am intrat în apă și ne-a aruncat valurile în asta, aia zicea că suntem cretini. N-a pățit nimeni nimica. Uh-huh. Probabil că niște oameni obișnuiți erau duși. Erau duși. Luați. Erau duși. De curent. Da. Vă mai întreb ceva din culisele polo-ului, totuși. Se aranjau meciuri la polo în campionatul intern? Știu de ce vă întreb, deci... Cine avea posibilități, mai făcea. Și Dinamo avea posibilități, totuși, că își mai permitea să mai facă ceva. Mai permitea. Cum era un astfel de meci? Adică, cum se aranja un astfel de meci? Cum să vă spun? Știu o poveste că v-ați dus dumneavoastră la adversari și le-ați oferit ceva și ei au zis că nu. Cum se duce vorba? Ați văzut? N-a zis nimeni nu. N-a zis nimeni nu? Zis nu știu nimeni, când nu. S-a zis cineva nu. Nu. Implicat la lupta pentru titlu. Da. Nu. N-a fost niciodată, dar ca să câștigi un meci la tine, la Dinamo, când e aniversarea clubului și asta, și să nu-ți facă probleme, mai ajutai cu un televizor, mai ajutai cu... Pe vremea aia. Pe vremea aia, da. Și adversarii... plecau și cu un televizor? Nu ne mai umflam ochii, unul la altul. Deci scăpau și de bătaie. Scăpau și de bătaie apă, și... De umilință, probabil că nu-i bătează rău. Exact, și era o prietenie. Dar e vreun moment comic de la un astfel de meci care v-a rămas în cap, că poate se mai întâmpla să fie și ceva care nu ieșea conform planului. Nu știu, la fotbal, de exemplu, se întâmpla deseori să nu iasă lucrurile chiar cum erau programate, sau se întâmpla ceva care transforma toată scena într-un ridicol, așa, într-o chestie ridicolă, de care râdeau și cei care participau. Zâmbetul dumneavoastră e mortal, jur, mă uit la dumneavoastră, foarte simpatic. Da, a fost. Jucam cu Crișu. Așa, rivalitate, da. Rivalitate și la o pauză
Le-am spus, zic, patru televizoare e bine. La pauză. La pauză, în da. Apă. În apă, da. Patru pentru tot grup sau cum? Nu, erau patru jucători buni. A, deci pentru patru jucători. Da. Uh-huh. Da, bine, ei mă ruga să-i ajut mai de mult să le fac rost de... Trebuie aprobare pentru televizor color, nu? Pe lumea respectivă. Da. Și le-am rezolvat și am spus, dar nu pentru ca să ne dea campionatul sau ceva, că la campionat, când te băteai, îți rupeai ochii, nu? Da. Jucam deci acasă. Patru televizoare e bine, au zis, da, în da, apa. Da, oamenii nu cadou, să le rezolv aprobarea. Ah, ok, bun. Ești plătător. Era totuși un favor ăsta. Un favor, da. Că... Și? Și era un schimb de amabilități, așa, nu... Îi mai ajutam cu aia, cu aia. Ok. S-au pierdut. Am câștigat noi. Simpatic sunt. Foarte simpatică replica, da. De ce vă e cel mai dor din cariera dumneavoastră de jucător? De? De... Eu nu cred că de bătaie. Nu, nici vorba. A fost un jucător foarte dur, da? Dar aveam și tehnică. Cel mai dur și cel mai dur mi-e când câștigam campionatul. Și uite, nu mai am poze să vă arăt. Asta e rău. Ce s-a întâmplat? Înțeleg că... Nu, mi s-a întâmplat o chestie care dacă vă spun nu vă vine să credeți. Povestiți-ne. Chestie care mi s-a întâmplat mie, sunt om foarte serios, trecut în viață. Așa. Mi-a luat foc casa. Cum? De la un pisoi. Ei. Cum? A ros firul de la televizor, a făcut scurt și a luat foc casa. A fost nebunie. Dar nu erați acasă? Nu eram acasă. Nu era nimeni acasă? Nu era nimeni acasă. Ok. Am... primit telefon, am venit foarte repede acasă cu pompierii, cu ce a fost acolo. Văd că ăștia sunt mari eroi pompieri, pentru că oricând poate să se întâmple o nenorocire. Să explodeze focul, să... Da, da. Stăteam cu ei acolo, mă dădeau afară, era casa ta, trebuia să te sacrifici și... au reușit să stingă, da. Și dacă vă spun ce s-a întâmplat, nu vă vine să credeți. Povestiți-mi. Eu am doi pereți cu icoane. Ok. Nu s-a întâmplat nimic, nici măcar un fir de fum. N-a ajuns la icoane. Nu. A rămas singurul loc intact din casă. Da. Erați de dinainte... credincios, religios. Da, mie mi-a schimbat viața părintele Arsenie Boca. Cum? M-am dus în vizită turistică. Așa. Când asta, mai țineți minte? Acum 10 ani. Așa. M-am dus să văd și eu, să duce lumea, hai să mă duc. Da. Și am avut niște trăiri acolo care... m-au făcut să mă schimb total. Ce? Ce ați simțit? Păi vă spun, de ce să nu spun? Mi s-a încleștat gura. Când erați acolo? Când eram acolo, mi s-a încleștat gura, vreau să vorbesc, nu mai puteam. Și încurgeau și roia de lacrimi. Uh-huh. De două ori mi s-a întâmplat lucrul ăsta. Și de atunci nu mai pot să fac rău, nu mai pot să min, nu mai pot să... Pot să vă întreb ceva, fără să vă supărați pe mine? Niciodată. Care e cel mai mare rău pe care considerați că l-ați făcut în viața dumneavoastră, înainte de acest moment? Am fost foarte păcătos, nu pot să spun. Nu puteți să povestiți nici măcar un moment pe care regretați teribil în momentul ăsta, după experiența de la Arsenie Boga? Nu. E atât de rău? Nu este atât de rău. Se leagă de intimitatea mea și... Ah, ok. Bun.
Credeți că se mai întâmplă ceva vreodată cu polo-ul ăsta românesc? Se va ridica? Nu. Nu? Foarte ferm. De ce o spuneți așa? Nu, pentru că trăim fenomenul și cunoscăm foarte bine tot ce se întâmplă în sport, pentru că unu, nu mai este sport de masă. Așa. Păi înainte era Tânărul Dinamovist, era Școala Sportivă 1, Școala Sportivă 2, Clubul Sportiv Școlar 1, Clubul Sportiv Școlar 2. Da. Dacă din fiecare asta era un junior bun, era ceva extraordinar. Cum astea s-au dus? Și cum, dacă vreți să vă dați copilul la not, să spunem, trebuie să plătiți. Și nu toată lumea are posibilitatea să plătească. Și mai e ceva. Am un prieten foarte bun, al cărui fiu este tânăr poloist la Dinamo, însă pasiunea lui este fotbalul și când a fost pus să aleagă între antrenament la aceeași oră, polo, fotbal, s-a dus la fotbal. Deși la polo înțeleg că era talentat. Vedeți? Nu mai sunt. Nu, și tot sportul. Asta e valabil și pentru polo, și pentru handbal, și pentru... Singura care a făcut treabă a sprijinită politic, Elisabeta. Lipă. Da. Sprijinită așa... politic, ați spus. Da. Okay. Păi n-a fost ministra sportului la... Ok, dar în polo și nu, cu nu, polo. Pentru secția ei. Ah, ok. Pentru secția ei. Elisabeta, extraordinară, dar pentru... Ea când a fost ministra sportului, trebuia să dea pentru tot sportul. Ce a făcut, uitați-vă că ia medalii pe bandă. Este formidabil. Da. Bine, și un italian acolo care e foarte bun, care pregătește loturile. Aduc și un italian la polo. Cine îl plătește, cine îl ține, cine... Da. Vedeți, aici este. Ca să nu terminăm așa într-o notă pesimistă, vă rog să ne mai povestiți. Sunt convins că aveți un sac plin de anecdote din cariera dumneavoastră. Mai povestiți-ne ceva să ne amuzăm în final. Ceva, o întâmplare amuzantă din cariera dumneavoastră care poate fi povestită. Practic, n-ați spus tot, și de meciuri aranjate, și de ceva. Povestiți-ne ceva care vă vine în minte acum, ceva amuzant. Păi eram la Olimpiada la Montreal. Da. Și era cistul care era după noi. Contrainformație. Contrainformație, da. Nea Vasile Pralea. Și ne spunea, băi, delegația României nu este în Montreal. Nu iese în oraș. Nu iese din oraș. Satul olimpic. Da. Uh-huh. A, nu, stați că vă spun una cea mai tare. Așa, cu Dinamo. Spuneți. Asta... În momentul în care Ceaușescu era plecat din țară, se făcea situație. Și ne punea doi ofițeri de servici. Așa. Să stăm. Și cad eu cu Samunge, cu... Ce trebuia să faceți? Să ardem gazul pe acolo. Unde? La secție? Nu. În birou președintele. Deci, practic, erați acolo ca să faceți ce? Adică, situație însemnând ce? Adică să stăm. Să stați să nu se întâmple ceva? Să nu se întâmple ceva, așa. Când Ceaușescu pleca din țară. Din țară. Ah, ok, am înțeles. Eram doi, că altfel făceai de serviciu, îți venea rândul. Am înțeles, da. Îți venea rândul, când îți venea rândul. Fiind ofițer, trebuia să stați de pândă să nu preia cineva țara. Da. Da. Așa, și eram eu cu Vale Samunge, un băiat extraordinar. Și stăm noi... Ne plictisim și spun, băi, Vali, hai mă, facem o saună. Așa. Și nici ăla nu are țigilele pe casă. Zice, ce mă, o să fure cineva clubul? Hai să mergem la saună. La saună, așa. Și la sala de lupte aveam saună. Așa. Și ne ducem noi frumos, stăteam, făceam saună, se deschide ușa și Petricianu, șeful clubului. Ofițerul, pielea goală aici. Să vedeți ce vă fac. Noi repede ne-am dus, ne-am îmbrăcat. A doua zi era ședință. Și băi, tovarăși, să vă spun ce au făcut ofițerii. Zice, clubul era singur și ăștia erau la saună, băi, la garnizoană cu ei. Și ați făcut? N-am făcut. Nu v-a trimis. N-am. Era vorba de el. Da. Dar ziceați că aveați o poză cu Ceaușescu?
Da, aveam o poză cu Ceaușescu când după Olimpiada din 77, după Jocurile Olimpice. După Jocurile Olimpice, toată delegația. Va primi toată delegația. Toată delegația, uh-huh. La costume, la pălărie, la... Uh-huh. El a fost singurul moment în care l-ați întâlnit? Și mai făceam cu mâna când oprea circulația și el trecea. Așa. Nu știți, nu prindeți. A fost zăpadă mare. Da. Și până urmă zăpada n-a mai fost și nu mai dădea voie la circulație. Era oprită, da. Dar el trecea cu mașina decapotabilă și ne făcea semn cu mâna. Și în jurături își lua. Dar probabil printre dinți totuși, că dacă era un gura mare, se și auzeau? Niciodată. Nu se auzea, nu. Niciodată. Doamne Popescu, mulțumesc mult de tot pentru prezența în dimineața asta. Și eu vă mulțumesc pentru că ați avut grijă să mai băgați polul puțin în seamă, poate cine știe să mai trezește cineva să dea o mână de ajutor. Mulțumesc mult. Vă doresc multă sănătate și ne revedem cu bine. Doamne ajută. Spor în tot ce vă propuneți să faceți. Asemenea. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Ne revedem mâine dimineața la 9:01 la GSP Live. Nu uitați site-ul Gazetei Sporturilor, www.gsp.ro, pentru tot ce mișcă în sport. O zi bună, pe mâine.